Continuăm acum cu o rubrică care a devenit deja una tradițională și îndrăgită pentru noi. Vorbim despre șapte zile în șapte fotografii, sau șapte fotografii în șapte zile. Cea pe care am invitat-o astăzi la această rubrică, zic eu că este perfectă pentru ediția aceasta dedicată elevilor și absolvenților. Următoarea noastră invitată este doamna Mariana Părțac, profesoară de limbă și literatură română, pedagogul anului 2017, am ținut să aduc aminte despre asta, și directora adjunctă pentru instruire în cadrul unui liceu din capitală. Bună seara, doamna Bună seara, Doina! Mă bucur că ați acceptat provocarea noastră și o să comentăm niște fotografii ca să vedem cum au fost ultimele zile din viața dumneavoastră. Stresante? Nu, concentrate, savuroase și pline de energie. Cum au fost elevii dumneavoastră acum, în perioada bacului? Au fost mai degrabă nerăbdători să se apropie evenimentul despre care am vorbit un an întreg. Au fost foarte responsabili. Au participat tocmai în săptămâna în care a fost summitul. N-am avut posibilitate să ne întâlnim fizic. Am făcut foarte multe consultații în format online și luni când ne-am revăzut eram nerăbdători să începem primul examen de bacalaureat. Puteți să-mi spuneți, vă rog, ce mi-a zis și mie mai devreme, că astăzi toți elevii dumneavoastră au ieșit de la BAC fericiți. Fericiți, sigur pe ei. Da, entuziasmați. Și foarte devreme. Da, și foarte devreme. Chiar ne-a speriat la un moment. Eram toate colegele noastre de serviciu, disciplinele cărora astăzi au fost la disciplina la alegere. Și au fost, un pic ne-au speriat. Ne-a impresionat, pot să spun, momentul în care, chiar dacă și-au dat seama că au făcut o greșeală, erau foarte liniștiți. Păi s-a întâmplat, nu mai e nimic. Ne-a bucurat tocmai schimbarea aceasta de atitudine. Da, să crească niște adulți echilibrați, exact. Mental, psihologic și să nu exact. Se streseze. Doamna Părțac, haideți să trecem la fotografii. Ne-ați expediat mai multe fotografii și noi am îmbinat așa, am și ales și noi câteva și... vedem prima fotografie imediat și o să ne spuneți despre ce este vorba. Stați așa... Stați, că nu o vedeți. O să rog colegii să ne dea și pe plasma mare din platou. Sau acolo, doamna Părțac, aveți un ecran mai mic. Da. Deci vă vedem pe dumneavoastră? Mulțumesc, exact, văd. Da, este o fotografie mai veche. Din 2017, înainte de concursul pedagogul anului. Este un moment de concentrare. Un moment în care nu știam ce mă așteaptă. Acum nu știu dacă aș fi știut ce mă așteaptă, la câte provocări a trebuit să fac față dacă mă angajam în acest concurs. Dar finalul se pare că a meritat. De aia am zis eu că sunteți deținătoarea titlului pedagogul anului. Haideți să mergem mai departe cu următoarea fotografie. Și să vedem așa. Vai, ați selectat una foarte frumoasă. Este un proiect de suflet, e lecturiada publică pentru juniori și seniori la care au participat toți elevii mei din 2011 până astăzi. Avem 21 de ediții. Ne aflăm într-o locație în Brașov, o ediție internațională în care au participat elevii din colegiul Dr. Ioan Meșută din Brașov. Haideți să continuăm. Eu nu mă mir că toate sunt legate de activitatea dumneavoastră profesională, dar s-a strecurat una și din viața dumneavoastră personală. O să vedeți despre ce este vorba. Ia, vai, uitați! Vai! Ce frumos! Măi, două aripi am numit-o. Așa, am postat-o și de acolo și ați preluat-o, probabil. Sunt băieții mei, de 24 de ani și de 17 ani. Este Oliviu, absolvent, anul acesta. Sunt bucuriile mele, mi-au fost elevi. Amândoi? Amândoi, pe anumite porțiuni de timp, nu întotdeauna. Și am trăit o dublă satisfacție de mamă a tuturor copiilor și copiii mei cărora le-am fost mamă. Deci undeva aceste ipostaze au fost identice și au avut de câștigat toate generațiile în clasa cărora au fost copiii aceștia. Le-ați fost și dirigint? Și dirigintă. Da. Și dirigintă. Un an, doi, mai puțin. Da. Iată, e una din ultimele noastre fotografii. Am o experiență și pe care am să o repet cu următoarele clase. În fiecare an să facem câte o sesiune foto. Și a fost inițiativa elevilor. Frumoasă inițiativă, am făcut foarte multe, da, ei au ales, am mers, deci eu m-am lăsat așteptată. Ei au ales și fotograful și agenția și localul, mi-au zis doar indicii să veniți îmbrăcată alb-negru, atât.
Aha. Restul a fost o adevărată surpriză din partea lor și am trăit-o foarte frumos. Sunt niște fotografii memorabile. Dar ce frumoși sunt, eleganți, stilați. Cred că sunteți foarte mândră de ei. Foarte mândră, da. Aici... Este o activitate din cadrul instituției din care activez, Hollywood. Este o activitate tradițională în care în fiecare an ne alegem în toamnă, în loc de sărbătoarea Toamna de Aur, ne alegem câte un film, câte un desen animat, câte o emisiune în care ne costumăm și avem, deci promovăm această emisiune sau film. Da? Și de fiecare dată suntem diferiți, așa cum ați observat aici, suntem toți în negri, suntem un fel de agenți 077 și doar eu cea care șeful agenților. Un fel de Halloween. Dar nu e Halloween, nu e. În instituția noastră din a doilea an de activitate nu avem Halloween. Dacă o avem, o avem doar cu personaje pozitive. Așa, aha, da, este okay. Da, este e un principiu, așa. Da. Este ultima fotografie din acest an școlar. Da, elevii spuneau că nu au avut bal de absolvire. Noi obișnuim în fiecare an, la sfârșit de an școlar, am mers la Palatul Național Nicolae Sulac și acolo am făcut un concert de totalizare. Suntem la al treilea an de totalizare și aici sunt tocmai la discursul final alături de toți 13 elevi. Hmm. Așa, e ultima fotografie sau mai aveam? Mai avem? Nu? Dacă avem, o să le vedem. A, așa. Da. Este un parteneriat frumos, iarăși, în care au participat și elevii mei. Este să citim dicționare în parteneriat cu Universitatea Ion Creangă, absolventa căruia sunt. Și anul acesta am mers, să zic, un moment de recunoștință pentru toți profesorii universitari, datorită cărora am ajuns cine sunt. Și am mers cu elevii mei din clasa 9-a a 12-a. Doamna Părțac, eu țineam să vă întreb, eu cred că e destul de, nu că greu emoțional, dar cred că vă încearcă așa niște stări mai deosebite atunci când petreceți încă o generație de elevi și îi trimiteți în lumea mare, cum zicem noi. Cel mai dureros, ca să zic așa, e în toamnă, când vin și iau clasa a 5-a de la zero și cei mici încă nu au alt tip de sentiment, ei sunt legați încă de învățătoarea lor. Da. Și încă nu reușești să ai lângă tine, iar clasa 12-a deja a plecat și cam vreo 2-3 luni nu răspund la mesaje pentru că sunt preocupați de nou mediu în care se află. Dar am absolvenții din alte generații care constant mă țin în dragostea lor prin mesaje, prin momentul în care revin în țară, întotdeauna vin să mă vadă. Le mai scrieți mesaje după ce... Păstrez lucrările lor cele mai bune și le postez. Le dau peste ani și acum am făcut curățenie în toate lucrările și am păstrat de la fiecare elev câte o lucrare ca să o am peste ani. Întotdeauna fac lucrul acesta. Ce gest frumos! Și acum când revin la întâlnirile cu absolvenții, îi vedeți... Apropo, prima dumneavoastră promoție, în ce an absolvit? Absolvit în 2000, acum 5 ani. Prima promoție pe care ați... Nu, prima promoție, 2003, probabil. A, deci sunt... 2003, da. Sunt niște ani. Sunt, de fiecare dată, dar experiențele sunt deosebite de fiecare dată. Nu există o rețetă universală. Cum să te comporți, cum să-i abordezi. Generația de anul acesta m-a învățat alte lecții pe care îmi urmează să le consolidez. Uh-huh. E o generație care deschide alte porți și noi, cadrele didactice, e timpul să-i vedem altfel, să predăm un pic altfel. Și să ne sincronizăm cu visurile lor. Da. Dar îi vedeți așa ca pe niște adulți deja, iată acum, pe absolvenți. Da, au altă viziune, sunt foarte deschiși, acceptă ușor provocările. Rămân copii. Eu îi cunosc ca pe copii, mai ales că am crescut copii din clasa 5-a. Elevii mei de astăzi, pe unii i-am crescut din a 5-a. Vă dați seama, au crescut sub ochii mei. Da, da, da. Și îi văd frumoși, știu pericolele care urmează să le înfrunte, dar știu și oportunitățile. Au foarte multe oportunități, au cu totul alte perspective, au trecut prin alt tip de școală. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit la noi în această seară. Vă doresc o vacanță frumoasă, să vă odihniți, să apucați să vă odihniți și dumneavoastră. Să facem planuri frumoase. Da, da, și să ne revedem în următorul an de studii. Exact. Mulțumim tare mult.